Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA, informează potențialii beneficiari că primește cereri de plată pentru schema de ajutor de stat Servicii de Silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor. Solicitările se depun la centrele județene ale APIA până în data de 17 iunie, dar doar de către beneficiarii care au depus cereri de sprijin în cadrul sesiunilor din 2019, 2020 și 2021. La nivelul județului Hunedoara am avut cereri depuse în 2019, 2020 și 2021. Pentru anul 2022 încă nu s-a stabilit dacă o să primim bani să putem să mai acceseze fermieri noi, dar sunt obligați fermierii care au depus în campaniile anterioare să meargă pe 5 ani de zile și să depună din 2019, 2020, 2021. Așteptăm cam 70 de fermieri prin care să depună cerere. În cazul în care acești fermieri doresc să își continue angajamentele de agromediu, trebuie să vină cu amenajamentul silvic, cu buletinul și cu contul bancar și cu titlurile de proprietate pe acele suprafețe de pădure. Cererile de plată pot fi depuse și după data de 17 iunie, respectiv până în data de 11 iulie, dar cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut dreptul, dacă nu întârzie cu depunerea acesteia. Totodată, formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse fără aplicarea de penalități până la data de 4 iulie. Aceste formulare se pot depune și în perioada 5-11 iulie, dar cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru utilizarea efectivă a suprafeței în cauză. Mai multe informații pe această temă se pot afla de pe site-ul www.apia.org.ro, dar și de la sediul județean al Agenției de Plăci Intervenție pentru Agricultură, precum și de la centrele locale din Deva, Hunedoara, Brad, Orăștie, Ilie, Petrila și Sfântă Mărie Orlea.